mai sunt și perioade astea în viața unei echipe. Astăzi nu meritam să primim două goluri, a fost mai ales primul gol, un gol întâmplător. Și am jucat mult mai bine decât la meciul cu Craiova, cred eu. Cum vă explicați faptul că de la 0-2 Astra a reușit din nou să întoarcă fața unui meci la fel și data asta? În primul rând au pe Budescu și pe Alibec în teren și aș vrea să fie la toate meciurile în teren, pentru că la meciul de la Craiova eu nu i-am văzut nici pe Budescu, nici pe Alibec, nici pe Fatai. Lupta pentru titlul în acest moment, cum au apreciat din punct de vedere al șanselor la titlul pentru CFR? Eu cred că prima șansă e lui Craiova, nu? Să iei pe primul loc. Noi suntem de la mâna noastră, dacă vom câștiga 4 meciuri, nu mai are ce să întâmple, dar va fi foarte greu să câștigăm 4 meciuri. Cum explicați prevenirea astea o relaxare prea de vreme din partea jucătorilor noastre? Nu s-au rupt. Toți erau prea mult stres, cred. Cred că asta a fost problema. Aveți temeri legate de loc în clasament pentru până la final? Normal, vrem să câștigăm, nu vrem să fim pe 2. Ce a lipsit astăzi din locul echipei, pe ultima întrebare? Noroc. N-am avut noroc deloc astăzi. Mersi.